Și percepția publică rămânând, de fapt, pe potrivă. Astfel, bună oară, dacă s-a încercat această ajustare a codului penal la prevederile standardelor internaționale, oricum legislația națională mai rămâne cu anumite dificultăți și lacune, cum ar fi, de exemplu, lipsa unor norme de etică care ar fi aplicabile unor demnitari, deputați, dar și o altă categorie, fiind și membrii Comisiei Electorale Centrale, sau totuși insuficientă protecție acordată avertizorilor de integritate, deși nu am putut să nu notăm în acel articol pe care l-am scris că anumiți pași în acest sens au fost întreprinși. Deși Comisia Națională de Integritate a fost înființată, noi toți am fost martori acestor chinuri la înființarea acesteia. A fost făcut acest lucru cu mari întârzieri. Comisia Națională de Integritate, de fapt, a început să fie funcțională din 2013, deși acest lucru trebuia să se întâmple, practic, în februarie-martie 2012. Ne mai vorbim de faptul că cadrul legal național nu este unul potrivit care ar putea să permită ca Comisia Națională de Integritate să-și valorifice tot potențialul pe care îl are. Iarăși nu putem ignora că necesitățile Comisiei Naționale de Integritate totuși au fost ignorate, inclusiv printr-un modest, comparabil cu alte autorități mai modest, cu o tendință de a-l micșora. Sunt câteva promisiuni care chiar ar rămâne ca restanță în eventualitatea în care se vor urmări, cum ar fi anularea regimului de imunitate pentru deputați. Acest proiect a căzut în dezbatere și a fost respins de către membrii Parlamentului în vara anului 2014. Adoptarea unei noi constituții care ar fi conformă standardelor, inclusiv cei ce ne interesa mai mult în acest domeniu, modificarea modului de numire a procurorului general, pentru că asta iarăși a fost și una din promisiunile făcute. Deși există un proiect de Constituție, acesta nici măcar nu a reușit să treacă faza preparatorie și faza de examinare în comisii, din câte am înțeles noi de pe site-ul Parlamentului, și nici nu a fost dezbătut, evident. Totodată, o carență rămâne transparentizarea proprietăților mass media, iarăși neinteresare se iasă sub aspectul coruptibilității, deși există un proiect care vine cu o nouă versiune a codului audiovizualului, acesta nu a trecut decât prima lectură. În ce privește promisiunile din domeniul ordinii publice și justiției, aici sunt la număr mult mai modeste, doar două, și doar un singur partid a făcut astfel de promisiuni, Partidul Liberal. Urmarea evaluării făcute, una dintre aceasta a fost măsurată ca satisfăcător îndeplinită, iar alta ca bună. De fapt, e vorba de două promisiuni esențiale, deci reformarea organelor de drept, sectorului justiției, și alta în partea ce ține de elaborarea unei strategii privind siguranța traficului rutier. În ceea ce privește prima, deci a fost elaborată și adoptată strategia de reformare a sectorului justiției, anii 2011-2016, un plan de acțiuni a urmat după aceasta, a demarat procesul de implementare a strategiei, rapoartele atât a autorităților implementatoare, dar și a organizațiilor non-guvernamentale care monitorizează procesul. Vorbește despre o dinamică constantă, în fond e vorba de 59-61% din acțiuni care sunt realizate. Mai multe progrese sunt importante, însă totuși sunt și mai multe dificultăți și mai multe restanțe, cum ar fi, de exemplu, procesul de reformare a sectorului a organelor procuraturii, deși avem o concepție privind reformarea procuraturii, doar la aceasta s-a limitat efortul în acest sens.
Totodată există probleme în ceea ce privește și punerea în aplicare a sistemelor electronice, deci mecanismul de distribuire aleatorie a dosarelor. Toate intervențiile, nu toate, ca să nu fim categorici, intervențiile de multe ori au avut și o nuanță puțin dezechilibrată, să spunem așa. Deși au fost majorate simțitor salariile judecătorilor cu 100%, cu o creștere care apoi iarăși va urma în anul 2015, nu a fost eficientizat, de exemplu, mecanismul de responsabilizare a acestora, inclusiv disciplinară, legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, a fost adoptată de către Parlament, însă va fi pusă în aplicare de la 1 ianuarie 2015. În ce privește celelalte organe de drept, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne, a fost adoptată o concepție privind reformarea acestuia în 2010, totuși legea privind poliția, organele poliției, deci a deviat, după noi, esențial de la acea concepție de reformare. În partea ce ține de Serviciul de Informații și Securitate, dacă avem niște documente de politici și o strategie de reformare a serviciului, dar și un plan de acțiuni în implementarea acesteia, procesul de implementare nu este unul vizibil și mai multe proiecte care sigur au fost elaborate, deci nu au ajuns la faza de a fi dezbătute de către Parlament. Centrul Național Anticorupție a suferit două reforme, una după alta, în foarte scurt timp, fiind dat în sub controlul Parlamentului pentru ca peste foarte puțin timp, câteva luni, să fie readus în subordinea guvernului, ceea ce ne permite nouă să vorbim despre o anumită inconsecvență în procesul de reformare a Centrului Național Anticorupție. Iar în ceea ce privește strategia de siguranță traficului rutier, am menționat faptul că promisiunea în mod practic a fost realizată, a fost elaborat acest document de politici, a fost adoptat. Mai mult decât atât, pare a fi procesul de implementare destul de eficient. Noi am calificat această promisiune ca promisiune realizată bine. Despre aceasta vorbește și statisticile. Urmarea reformării a fost creată sub diviziunea specializată de patrulare. A fost înființat acest centru de monitorizare a traficului rutier, care, bineînțeles, că va eficientiza procesul și activitatea Ministerului Afacerilor Interne în acest domeniu. Deci, astea au fost principalele noastre deci argumente în favoarea acelei evaluări pe care am făcut. Articolul este pe promis.md, unde vedeți și, bineînțeles, pe niște statistici în sensul acelor spuse. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Kalugin. Stimați jurnaliști, eu repet, noi am analizat promisiunile electorale așa cum au fost făcute ele acum 4 ani de zile. Pentru că suntem în plină campanie electorală, este absolut normal ca partidele politice, cele care au guvernat, să facă și un bilanț. Noi, prin efortul nostru, îi ajutăm să facă acest bilanț. Vă atragem atenția că în aceste sinteze pe care le-a făcut doamna Kalugin pentru ordinea publică, justiție și corupție, dumneavoastră vedeți atât promisiunile electorale, ca să vă convingeți, promisiunile electorale făcute de partide, noi le-am cuantificat, vedeți că unele partide nu au făcut, altele, deci anumite partide au făcut. După care urmează documentele de politici pe care le-au elaborat după ce au format o majoritate guvernamentală. Deci noi am analizat atât promisiunile pe care le-au făcut, cât și documentele de politici în limita în care ele converg cu aceste promisiuni, pentru că s-au făcut și lucruri utile, bune pentru Republica Moldova, care nu au fost promise, deci acest lucru trebuie apreciat. Eu vă spun toate aceste lucruri pentru că
Vreau să subliniez că Partidul Liberal a fost cel mai generos la promisiuni cuantificabile. Dacă vă uitați și comparați, Partidul Liberal a făcut tocmai 71 de promisiuni. Dacă comparăm cu Partidul Democrat, 30, PLDM doar 17. Acum vă atrag atenția asupra acestui lucru, că fiindcă Partidul Liberal întârzie de această dată să vină cu platforma electorală și să facă promisiuni, să vedem care sunt promisiunile pentru următorul ciclu. Dacă pe ei i-a descurajat faptul că au fost foarte expliciți acum 4 ani de zile, noi vrem să încurajăm și să le spunem că noi doar analizăm ceea ce s-a propus de domniile lor și încurajăm să fie la fel de expliciți, pentru că este un motiv de educație și a alegătorilor, dar și a eventualelor colegi de coaliție. Acestea fiind spuse, vreau acum să vă îndemn să-i adresați întrebări doamnei Kalugin, după care vreau să vă mai arăt câteva lucruri foarte importante pe care noi suntem în proces de realizare. Vă rog întrebări către doamna Kalugin. Doamna Kalugin, spuneți-ne, vă rog, pe scurt, care au fost realizările în domeniul juridic, adică în domeniul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Poate mi-a scăpat, sau pe scurt, așa să spun. Vorbiți despre restanțe, dar mai puțin... Exact. Mai mult am atras atenția, deci, la restanțe, pentru că, de fapt, asta mai mult mă interesează. De ce să nu recunosc? Deci, în sectorul justiției propriu-zis, deci, cum spuneam, că a fost elaborat un document amplu și conceptual privind procesul de reformare, într-un timp util, deși puțin întârziat, a venit acest plan operațional. Deci au fost adoptate, elaborate, promovate, adoptate mai multe proiecte de legi, cum ar fi acel pachet anticorupție pe care l-am avut la sfârșitul anului trecut, care a fost adoptat de către Parlament și care a intrat în vigoare după publicarea acestuia la începutul acestui an. Dacă vă aduceți aminte, era un șir de modificări și la codul penal, fiind agravate sancțiunile pentru infracțiunile de corupție. Dacă vă aduceți aminte, a fost introdus un nou tip de infracțiune, cum ar fi îmbogățirea ilicită, care ar putea să eficientizeze activitatea Comisiei Naționale de Integritate. Și a fost introdusă o nouă măsură de siguranță, confiscarea extinsă, care iarăși ar putea să eficientizeze activitatea Comisiei Naționale de Integritate și, eventual, să se creeze anumite precedente, astfel încât funcționarii care nu vor putea să-și dovedească averea ca obținută licit, să fie atrași la răspundere pentru îmbogățire ilicită, respectiv aplicându-se această măsură de siguranță, confiscarea extinsă a acestor bunuri. Plus la aceasta, au fost un șir de completări la legea specială, legea privind statutul judecătorilor, în partea ce ține de interzicțiile unei comunicări nepotrivite a judecătorilor cu părțile într-un proces. Totuși, noi remarcăm ca pozitiv adoptarea proiectului de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, pentru că, în acest sens, procedurile după noi vor fi mult mai sigure și mult mai eficiente. Și aceasta este bine chiar și pentru judecători, ne mai vorbim despre noi, beneficiarii sistemului. Deși, bineînțeles, am remarcat că această întârziere face ca toate aceste lucruri să se privească puțin disproporționat, pentru că în momentul în care vrei să intervii masiv într-un domeniu, odată cu, de exemplu, creșterea salarizării, iar salariile au fost majorate esențial pentru judecători, chiar esențial, neapărat trebuie să ai grijă ca să fie mecanismele de responsabilizare cât mai eficiente, dacă vrei ca fenomenul corupției să fie diminuat, pentru că altfel ar putea acest lucru să aducă doar la o creștere, de exemplu, a valorii mitei. Noi am remarcat faptul că și în ce privește reformarea procuraturii s-a
a fost făcut un început. Concepția de reformare a procuraturii este un document nu numai binevenit, dar și foarte important, în mod special pentru modul de numire propus a procurorului general, astfel încât acesta, dacă se va ține cont de această concepție, să fie numit nu de către Parlament, la propunerea președintelui Parlamentului, dar să fie numit de către președinte la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Astfel, bineînțeles că în cazul ăsta, deci procurorul va putea fi general, deci va putea fi mai puțin influențat politic de către deputați, nu va avea această tentație de a plăcea deputaților. Și în cazul ăsta, credem noi, acest lucru va aduce la sporirea independenței întregului sistem. Imunitatea judecătorilor, deci iarăși e un progres. Bineînțeles că noi regretăm faptul pe cât de dârs și pe cât consecvent s-a procedat în cazul judecătorilor, pe atât mai puțin aceste lucruri s-au avut de simțit în cazul deputaților. Noi nu am evaluat calitatea promisiunilor, pentru că nu a fost scopul nostru asta, cu părere de rău trebuie să remarc, însă totuși scopul nostru a avut să vedem promisiunile au fost făcute și cum au fost realizate. Deși nu pot să remarc că eventual aici problema nu e în propriu-zisa imunitate a deputaților, ci e în insuficiența independenței procurorului general, care în momentul în care, de exemplu, va fi mult mai independent, atunci lucrurile în partea ce ține de deputați ar putea să se schimbe. Aceasta sunt și bineînțeles că printre succese am enumerat toate acele lucruri ce țin de facilități tehnice și acest sistem, program integrat de gestionare a dosarelor, care conține un modul performant, rămâne ca acesta să fie pus în aplicare de fiecare dată și de către instanțe, de către absolut toate instanțele. Deci aceasta este așa foarte succint de bază la sectorul justiției. Da, vă rugăm alte întrebări. Dacă nu există alte întrebări, vreau să vă arăt că dacă veniți pe platforma noastră, iarăși vedeți toată activitatea politicienilor, cei care au mandate sau sunt, dar pe aceste promisiuni electorale din 2010 le găsiți absolut pe toate, cele care au fost cuantificate de noi, le găsiți cu remarcile experților care au lucrat, cu comentariile la cele care sunt, nu sunt încă toate comentariile, și dacă veniți pe domeniile cam coincid cu activitatea ministerilor, dumneavoastră puteți să vedeți pentru fiecare domeniu, de exemplu astăzi am discutat combaterea corupției, să vedeți cum fiecare din partide sau și-au îndeplinit promisiunile electorale. Repet, aceste promisiuni au avut impact asupra documentelor de politici pe care le-a elaborat guvernul și cred că în felul ăsta noi îi ajutăm și pe politicieni, pe dumneavoastră jurnaliști și pe cetățeni să înțeleagă cum funcționează toată această mașinărie. Repet, noi pornim de la premisa că cei care sunt în organele eligibile ale statului au mandat din partea poporului, mandat pe care îl primesc în cadrul alegerilor. Pentru că a venit vorba despre alegeri, mergem la, ca să vă arăt cum reflectăm acest lucru, pentru că ceea ce spunea colega mea, doamna Kalugin, că din păcate noi nu analizăm calitatea promisiunilor. Noi iarăși pornim de la premiza că partidele sunt instituții foarte importante, sunt vehicule care leagă societatea civilă cu societatea politică și aceste partide, dacă vor să fie viabile, trebuie să aibă
în interiorul lor, în cadrul lor, trebuie să aibă experți, trebuie să se gândească la cabinete din umbră, la eventual miniștri, persoane care în procesul electoral elaborează aceste platforme electorale, elaborează aceste promisiuni electorale pe care ulterior, când ajung la guvernare, trebuie să le transforme în documente de politici și să le realizeze pentru binele cetățenilor. Ceea ce vreau să vă arăt este că pentru fiecare partid care se află la guvernare, pe lângă ceea ce propun ei acum, și asta e un răspuns la sugestia doamnei Kalugin, noi, iată, vedeți programul electoral al Partidului Democrat, am să vă arăt și pentru celălalt, noi l-am buletat, l-am cuantificat ca să știm ce să le cerem, iar în partea dreaptă vedeți realizarea promisiunilor lor electorale pentru perioada. Deci, dacă mergeți la un partid care este extraparlamentar, de exemplu, hai să zicem Partidul Popular Creștin Democrat, care este următorul, acest lucru nu îl vedeți. Să mergem la PLR, care a fost parte din PL și vedeți că ei au aceeași responsabilitate ca și PL pentru mandatul pe care l-au obținut acum 4 ani de zile. Deci faptul că s-au rupt de PL nu-i scutește de responsabilitatea pentru promisiunile care le-au făcut. Iarăși, noi credem că toate aceste lucruri, și v-am spus că noi acum, deja după ce am terminat cu evaluarea promisiunilor din 2010-2014, acum noi deja suntem pe porțiunea finală în cuantificarea promisiunilor măsurabile pentru următorul mandat, pe care vi le vom prezenta exact în același mod. Acum le-am prezentat peste pentru perioada 2010-2014. Asta va fi foarte curând, veți avea acces, acum aveți acces la platforme care sunt pe pagina alegeri.md. Și mai am un anunț pentru dumneavoastră, pentru săptămâna viitoare, noi vom lansa o anexă la platformele noastre dedicate modalității în care înalții funcționari, cei de demnitate publică, își fac declarațiile de venituri, averi și interese. Deci toate aceste lucruri vor fi conectate împreună, astfel încât efortul colegii noastre, doamna Mariana Kalugin, să fie unul încununat pe deplin, iar dumneavoastră și cetățenii să aibă posibilitate să se informeze la modul adecvat despre modalitatea în care promit și își îndeplinesc promisiunile. Modalitatea în care bunăstarea lor crește aproape exponențial pentru unii, odată cu intrarea în arcul de guvernare și așa mai departe. Noi credem că toate aceste lucruri sunt foarte, foarte utile atât pentru politicieni, cei care sunt oameni de afaceri, trebuie să știe că dacă vin în politică, trebuie să se deschidă completamente pentru publicul larg, cei de la care vor să primească mandat și poate merită să stea și să se ocupe de afaceri, dacă sunt pricepuți la afaceri, să se îmbogățească, să creeze locuri de muncă, să achite impozite și în felul ăsta să contribuie la dezvoltarea societății. Nu este necesar să vină în politică și de acolo să-și facă acces la pârghiile statului, după care să nimerească în disgrațiile publicului larg. Deci atitudinea noastră este foarte prietenoasă față de toți. Cei care au vocație de a fi lideri politici, sigur că pentru ei această platformă de asemenea este de mare ajutor. Ei pot vedea că activitatea tuturor politicienilor este reflectată, este în atenția publicului, a jurnaliștilor. Deci astea sunt lucrurile pe care am vrut în plus să vi le comunic. Da, eu cred că nu mai are sens să mă opresc pe domeniile pentru care noi nu am organizat astfel de întâlniri, au rămas un șir de domenii. Știți că este foarte curios, iarăși, și am toată simpatia pentru cei care au avut curajul să facă promisiuni în domeniul, de exemplu, ecologist, dar iar am ajuns la concluzia că nu toate partidele au avut interes pentru domeniul ecologist și vedem iarăși să manifeste Partidul Liberal, pe care a fost foarte generos,
la promisiuni, dar care nu prea au avut, cum spun ei, pârghii, deși Ministerul Ecologiei a fost în mâinile lor. Deci aici lucrurile stau trist de tot, dar cel puțin putem spune că au manifestat interes pentru domeniu. Dacă aveți întrebări la noi, vă rugăm, suntem la dispoziția domniilor voastre. Da. Eugen Roaschi, PD. Mie cel puțin încă nu mi-a fost clar ce tip de conținut vom găsi, ce tip de informații vom găsi mai exact pe noua platformă pe care o veți... Noua platformă... Care va fi prezentată săptămâna viitoare? Deci va fi o platformă, eu nu vreau să anticip, doar vă spun. Deci, dumneavoastră, știți că legislația în vigoare, care, slava Domnului, a fost dezvoltată, a fost instituționalizat chiar domeniul respectiv prin instituirea Comisiei Naționale pentru Integritate, înalții demnitari publici, cei cu demnitate publică, judecătorii, procurorii, politicienii, mă refer la parlamentari, miniștri, viceministri și așa mai departe, au obligația anual, la o anumită dată, să-și declare veniturile, averile și conflictele de interese. Deci noi am elaborat o platformă care este vizuală, în baza declarațiilor oficiale pe care ei le fac la instituția respectivă. Plus faptul că noi am avut acces la informații și aici vreau să spun că am cooperat destul de bine cu CNI-ul, dar am colaborat și am avut acces la documentele Comisiei Electorale Centrale, declarațiile pe care le fac candidații la funcția de deputat și așa mai departe au fost analizate, toate averile lor, și s-a găsit o formulă pe care noi o considerăm destul de adecvată, elocventă, care arată aceste proprietăți ai lor, modul cum evoluează lucrurile, dar asta e. Vă spuneam că exact peste o săptămână noi vă vom demonstra cum funcționează acest sistem și ce conține el pentru o anumită categorie deocamdată, deși va fi extinsă pentru toate categoriile care au această obligație potrivit legislației în vigoare. Mai sunt întrebări? Atunci noi vă mulțumim foarte mult. Stați cu ochiul pe platforma noastră și să contribuim în acest sens de comun acord în angajarea responsabilității oficialilor, în informarea corectă a cetățenilor și în motivarea cetățenilor să-și dea interesul pentru activitatea celor cărora le-au încredințat pârghiile pentru conducerea țării noastre. Mulțumesc mult!